Bună, dragii mei! Astăzi vom citi împreună o poveste tare, tare haioasă. Cum se numește? Povestea se numește Cine a zis miau? Oare cine a zis miau? Haideți să aflăm împreună! Cățelușul dormea pe covoraș lângă canapea. Deodată, că prin somn a auzit că cineva a zis miau. Cățelușul a ridicat capul, a luat seama împrejur. Nimeni! Probabil am visat, și-a zis el, și s-a lungit mai comod pe covoraș. Dar iată că cineva a zis din nou, miau, cine e acolo? Cățelușul a sărit în sus, a dat ocol camerei, s-a uitat sub pat și sub masă, nimeni. S-a urcat pe pervazul ferestrei și a văzut un cocoș plimbându-se prin curte. Iată cine nu m-a lăsat să dorm, s-a gândit cățelușul și a dat fuga în curte direct la cocoș. Ascultă, tu ai spus miau? L-a întrebat cățelușul pe cocoș. Nu, eu nu vorbesc. Și cocoșul a bătut din aripi, slobozind un cucurigu. Dar altceva nu știi să spui? L-a întrebat cățelușul. Nu, numai cucurigu, a răspuns cocoșul. Cățelușul s-a scărpinat cu laba de dinapoi după ureche și a plecat acasă. Deodată, chiar lângă pridvor, cineva a zis miau! Aha, aici era, și a zis cățelușul și a început să scurme repede lângă pridvor cu toate cele patru lăbuțe. Când s-a făcut groapa mare, de acolo a țâșnit un șoricel mic cenușiu. Tu ai zis miau? L-a întrebat cu asprime în glas cățelușul. Ți, 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 a chițăit șoricelul. Cine a zis așa? Cineva a zis miau. Aproape? A întrebat tremurând șoricelul. Uite, chiar aici, a răspuns cățelușul. Mi-e frică, ți, 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 a chițăit șoricelul și a zbugit-o. Cățelușul a căzut pe gânduri. Deodată, chiar lângă cușca câinelui, cineva a spus tare, miau! Cățelușul a ocolit de 3 ori în fugă cușca, dar n-a dat de nimeni. În cușcă s-a mișcat cineva. Aici era, așa a zis cățelușul, acum am să-l prind. S-a apropiat tiptil, tiptil. I-a sărit însă în față un dulău mare și lățos. Mrrr, a mârâit dulăul. Eu vreau să știu. Mrrr, dumneavoastră ați spus miau? Abia a îngăimat cățelușul cu coada între picioare. Eu? Râs de mine, cățelule! Cățelușul a luat-o la sănătoasa cât îl țineau picioarele spre grădină și acolo s-a ascuns sub o tufă. Și, deodată, chiar la urechea lui cineva a spus miau! Cățelușul a scos capul de sub tufă și pe o floare lângă nasul său a văzut o albină pufoasă. Iată, deci, cine a zis miau, a gândit cățelușul și a vrut să o înhațe cu dinții. Bzzz, bzzz, a bâzâit albina și l-a pișcat pe cățeluș chiar de vârful nasului. Cățelușul a schiumat și a rupt-o la fugă. Albina după el. Zboară și bâzie. Bzzz, te pișc. Bzzz, te pișc. A alergat cățelușul la ea și bâldâbă în apă. Când a scos capul din apă, albina dispăruse. Și, deodată, cineva a spus iar, miau! Tu ai zis miau? L-a întrebat cățelușul pe un peștișor care nota aproape de el. Peștele n-a răspuns nimic. A dat din coadă și s-a dus. Și dus a fost în adâncul iazului. Uac, uac, uac! A izbucnit în râs o broscuță ce ședea pe o frunză de nufăr. Ce, tu nu știi că peștii nu vorbesc? Atunci, poate tu ai spus miau? A întrebat-o cățelușul pe broscuță. Uac, uac, uac! A râs din nou broscuța. Ce prostuții ești! Broaștele doar o răcăie! Și s-a aruncat în apă. Cățelușul a plecat acasă ud cu nasul umflat. Necăjit s-a culcat pe covoraș lângă canapea și deodată a auzit miau! A sărit în sus. Pe pervazul ferestrei ședea o pisică cu blana pufoasă vărgată. Miau! A zis pisica.
Ham, ham, ham! A început cățelul să latre. Apoi și-a amintit cum a mârâit dulăul lățoș și a început să mârâie și el. Mrrr! Pisica s-a arcuit, a șuierat. A foroit. Frr, frr! Și a zbugit-o prin fereastră. Cățelușul s-a întors pe covorașul său și s-a culcat. Acum știa cine a zis miau.